Bună seara, sunt Mădălina Oprișan de la TechSoup, mă ocup de coordonarea comunicării online. În principiu fac tot ce înseamnă social media și organizez, mă ocup de trainingurile acestea. Celor care abia s-au alăturat comunității TechSoup, le urăm bun venit. Bucurăm că v-ați alăturat comunității noastre. În seara asta vom vorbi despre AdWords și l-am invitat pe Cristian Ignat de la Două Parale să ne vorbească despre cum putem să ne promovăm și cum putem să folosim Google Ad Grants și AdWords în special. Așa că o să predau legătura lui Cristian. Cristian, mă auzi? Da, bună, bună, Madalina. Ok, o să... Un moment, o să te fac acum prezentator. Și gata. Perfect. Ok, acum cred că ai legătura. O secundă. Da, putem să-ți vedem ecranul. Super. E tot ok. Eu o să urmăresc chat-ul în continuare și dacă aveți întrebări, eu o să vă răspund punctual și o să avem la final o sesiune de Q&A. O să pun microfonul meu pe mute. Perfect. Salutare și bine v-am găsit. Numele meu este Cristian Ignat. Așa cum zicea și Madalina, fac parte din echipa Două Parale. Două Parale este o companie care face marketing bazat pe performanță. Marketingul afiliat inițial, după care le-am extins diviziile pe Google AdWords, serviciul de pay-per-click, Facebook Ads și ulterior affiliate management, iar cel mai recent ne-am lansat și servicii de social content și content marketing. În seara asta o să discutăm despre Google AdWords. Și mai exact despre cum funcționează această platformă și având ca obiectiv nu doar folosirea Google Grant-ului, ci și înțelegerea acestei platforme și care sunt beneficiile acesteia. Mai mult decât atât o să vă prezint și alte lucruri care nu țin... o secundă. Așa, care influențează în mod direct rezultatele Google AdWords. Bun. Agenda pe ziua de astăzi este următoarea. O să discutăm inițial despre stabilirea publicului țintă, apoi despre site-ul promovat, obiectivele site-ului, iar ulterior o să ajungem și la partea de Google AdWords. În ultima parte o să vreau să lucrăm pe câteva studii de caz de la voi și anume o să vă invit să îmi spuneți voi site-urile ONG-urilor pe care le reprezentați și o să ne uităm împreună pe ele și să vedem care sunt obiectivele ONG-ului, ce se poate îmbunătăți la site și cum am putea să gândim campanii Google Ads. Deci astăzi, webinarul de astăzi o să vorbim mai mult despre noțiuni de bază ce țin de Google AdWords și chestii pe care voi ar trebui să le faceți înainte să porniți o campanie Google AdWords sau orice fel de campanie de promovare. Ok. În primul rând, înainte de orice campanie de promovare, ar trebui să vă stabiliți foarte bine publicul țintă. Publicul țintă este crucial pentru că trebuie să știi cui te adresezi. Fiecare ONG are un profil diferit. Sunt convins că diferă de la un ONG la altul. Și atunci ar trebui să ne uităm la câteva criterii. De exemplu, vârsta. Care este vârsta publicului țintă pe care îl urmărim? Mai departe, care este sexul profilului? De ce? Pentru că într-un fel putem targeta bărbații și în alt fel putem targeta persoane de sex feminin. De exemplu, dacă vorbim de o campanie pentru un ONG unde majoritatea donatorilor sunt femei, s-ar putea să alegem să mergem cu un mesaj mai emoțional. Dacă vorbim de un ONG în care publicul țintă sunt bărbați, s-ar putea să trebuiască să ne folosim, să folosim alt mesaj care are impact asupra lor. Mai departe, ne interesează să știm locația publicului țintă. De unde sunt oamenii la care vrem să ajungem? Sunt doar din București sau sunt din toată țara?
Practic, toate aceste detalii ne ajută să setăm corect o campanie în Google AdWords. Fiind aceste detalii, odată că știm mai bine mesajul cu care putem să ajungem la publicul țintă, și doi, putem să facem setările la nivel de campanie în Google AdWords. Venitul publicului țintă iarăși este important. Targetăm publicul cu venituri medii, targetăm publicul cu venituri peste medie. Particularități. Ne gândim la tot felul de particularități pe care le are publicul țintă. De exemplu, urmărim să ajungem la studenți, urmărim să ajungem la persoane care au un job full-time sau owner de business, urmărim să ajungem la iubitorii de animale, de exemplu, WWF-ul ar urmări să ajungă la iubitorii de animale. Urmărim publicul online, apti.ro, care este un ONG, ar trebui să ducă către publicul care își petrece mult timp online. Și așa mai departe. Deci ar trebui să găsiți cel puțin câteva particularități ale publicului țintă pe care îl urmăriți. Să presupunem că obiectivul ar fi să doneze, da, către ONG-ul vostru, să doneze o sumă de bani. Întrebați-vă de ce publicul vostru țintă ar dona. Ar putea fi pentru feeling-ul că faci un bine cuiva, sau ar putea fi pentru faptul că pur și simplu ajuți o comunitate. Gândiți-vă la motivul principal pentru care o persoană ar dona către ONG-ul vostru. Bun. Site-ul ONG-ului. Site-ul este locul unde persoana, un vizitator ia o decizie. Da? Și site-ul este foarte, foarte important. Putem să avem cea mai bună campanie AdWords în lume, dar dacă site-ul nu ne ajută, dacă layout-ul site-ului, de exemplu, nu ne ajută, degeaba investim în Google AdWords, degeaba avem o campanie foarte bine optimizată. Și începem cu obiectivul site-ului. Gândiți-vă care este obiectivul principal al site-ului vostru, al ONG-ului. Ce vreți să facă vizitatorii atunci când ajung pe site-ul vostru? Vreți să vă apeleze telefonic, vreți să completeze anumite lead-uri, vreți să doneze online? Astea sunt doar câteva variante. Sau pur și simplu puteți să vă stabiliți obiective de genul să viziteze anumite pagini, să stea un anumit timp pe anumite pagini din site sau să downloadeze anumite broșuri și așa mai departe. Deci obiectivul site-ului este foarte, foarte important. Atunci când porniți o campanie de promovare, nu porniți niciodată fără să aveți un obiectiv. Pentru că nu veți ști eficiența campaniei respective. Deci trebuie să aveți un minim de obiective pe care să le puteți măsura. Layout. Layout-ul, așa cum vă spuneam adineauri, este foarte important. Și puneți-vă întrebarea următoare. Este frumos site-ul meu? Și voi să spuneți normal că este. De regulă, site-ul pe care lucrăm, sau mai ales dacă este site-ul nostru, dar chiar și dacă este site-ul companiei pe care o reprezentăm, o să ne se pară că este cel mai frumos site din lume. De ce? Pentru că este site-ul meu, este site-ul companiei la care lucrez eu. Dar puneți-vă întrebarea următoare. O spun doar eu sau o spun și vizitatorii? Da? Și acest lucru se poate rezolva, adică puteți să găsiți răspunsul la întrebarea asta relativ ușor. O să vă arăt în slide-ul următor. Procesul de atingere al obiectivului. Cum este? Este unul simplu și intuitiv? Este vizibil numărul de telefon? Și la fel, o spun doar eu sau o spun și vizitatorii site-ului? Despre site-ul promovat, câteva facts. Ok. Pornind de la această frază. Scopul unui site este de a face vizitatorii ceea ce își dorește ownerul site-ului într-un mod cât mai subtil. Da? Deci, practic, trebuie să vă stabiliți acele obiective și, practic, utilizatorii ajunși pe site trebuie să completeze obiectivele site-ului într-un mod cât mai subtil. Eventual, nici să nu-și dea seama. Și cum se face acest lucru? Se face prin mesaje de marketing, prin mesaje de tip call to action și, nu în ultimul rând, prin layout și usability.
De cele mai multe ori avem impresia că site-ul nostru este frumos și intuitiv. Că doar este site-ul nostru, nu? Dar de multe ori nu se întâmplă același lucru și în realitate. Cel mai simplu mod, din punctul meu de vedere, de a verifica dacă un site este ok din punct de vedere usability, este să rugați 5 cunoștințe, minim 5, să finalizeze un obiectiv pe site-ul vostru. Da? Deci vă stabiliți un obiectiv, de exemplu, ok, vreți ca vizitatorii când ajung la voi pe site să doneze online. Rugați 5 prieteni să facă următorul lucru. Spuneți-le, ok, uite, consideră că ai 100 de lei pe care vrei să-i donezi când ajungi pe site-ul acestui ONG. Intră pe site și mergi până la finalizarea acestui obiectiv. Iar voi stați în spate, dați un pas în spate, stați în spatele lor și uitați-vă cum se comportă pe site-ul vostru. Uitați-vă unde dau click, cum mișcă mouse-ul, pe care pagini se uită și așa mai departe. Și în tot acest timp încercați să luați notițe cam cât de ușor le este lor să finalizeze obiectivul vostru sau cât de greu este. Și atunci, practic, o să vă dați seama foarte ușor dacă site-ul arată într-adevăr bine, dacă are un proces de conversie intuitiv și așa mai departe. Chiar dacă pare simplu acest lucru de făcut, nu multe companii o fac și au de pierdut foarte multe, pentru că lucrând tot timpul pe site-ul, pe un singur site, noi avem tendința că lucrurile sunt simple. Pentru că noi știm unde este butonul de contact, noi știm unde este butonul de, nu știu, donează acum, noi știm unde este linkul către formularul 200 și așa mai departe. Noi le știm pentru că suntem foarte familiari cu site-ul nostru. Însă un utilizator nou care ajunge pentru prima dată pe site-ul vostru nu știe aceste lucruri. Și de aceea este important ca obiectivele voastre să se realizeze într-un mod cât mai rapid, cât mai ușor. Ok, și nu în ultimul rând, site-ul vostru trebuie să aibă o putere mare de convingere. Da? Deci site-ul vostru trebuie să convingă utilizatorii că fac un bine donând. Da? Iar acest lucru se face scoțând în evidență ce spuneam adineauri de motivul pentru care ei ar dona către ONG-ul vostru. Da? Spuneți-le exact ceea ce vor ei să audă, de ce ar trebui să doneze către voi, cui ar face ei un bine, cum s-ar simți ei după ce donează și așa mai departe. Ce ați făcut voi în trecut cu donațiile de la alte persoane și așa mai departe. Este foarte important să subliniați aceste lucruri. Ok, și așa cum am spus aici, din punctul meu de vedere este foarte, foarte important să investești întâi în site și apoi în promovare. Deci, dacă ai un site care nu are putere de convingere, poți să investești oricât de mulți bani în el, că nu o să ai rezultate. Și gândiți-vă că acest lucru se întâmplă în toate domeniile. Da? Dacă este să promovăm un site care, nu știu, vinde orice, să spunem că vinde haine. Da? Și avem, să spunem, același buget AdWords pe care ne dă Google către ONG-uri. Avem un buget de 10.000 de dolari pe lună. Și investim 10.000 de dolari în fiecare lună în site-ul nostru cu haine. Dacă vizitatorii ajung pe site, iar site-ul nu prezintă încredere și, nu știu, este greu să găsești butonul de adăugare în coș, este greu să dai un zoom să vezi din ce material sunt hainele și așa mai departe, oamenii nu o să cumpere. Indiferent de cât de bună este campania AdWords, indiferent de cât de bine este optimizată și așa mai departe. Același lucru și la voi. Dacă site-ul vostru nu are putere de convingere și nu împinge utilizatorii să convertească, să atingă obiectivele pe care voi le setați inițial, nu are sens o investiție în Google AdWords. Deci, în primul rând, ar trebui să începeți cu aceste două lucruri. Da? Profilarea, crearea unui profil de potențiali
clienți, în ghilimele, apoi stabilirea obiectivelor și optimizarea site-ului pe care urmează să-l promovați. Ok. Cum vorbim de concurență. Voi între voi, de exemplu, toți participanții de aici, s-ar putea să fiți concurenți între voi. Și este bine să vă cunoașteți concurenții. De ce? Pentru că voi, practic, lucrați, o să vă bateți pe aceleași donații. Eu, de exemplu, dacă aș vrea, am o sumă de bani, să spunem că am 100 de lei și aș vrea să-i donez și nu știu cui, în momentul de față sunt 59 de participanți, să spunem că sunt de la 50 de ONG-uri. E, practic, atunci voi sunteți 50 de concurenți, voi vă bateți pentru acei 100 de lei pe care i-am eu. Și atunci ar trebui să faceți o analiză măcar de bază, să vă uitați la site-urile concurenței, în special dacă sunt din același domeniu. Uitați-vă cum arată site-ul, cum arată reclamele AdWords, ce mesaje de marketing folosesc, ce, mă rog, oferte, poate că ofertele nu se plătează în cazul vostru. Dar, pe scurt, încearcă să analizezi ce face competiția bine și ce face competiția rău, astfel încât să faci mai bine decât competiția și să eviți ce greșește competiția. Ok. Și, în sfârșit, ajungem și la partea de Google AdWords. Care ar fi adevăratele beneficii pe care le oferă Google AdWords? În primul rând, Google oferă mai multe platforme pe lângă Google AdWords. Există o platformă care se numește Google Trends. Google Trends este o unealtă gratuită pusă la dispoziție de Google, prin care puteți să vedeți trendul pe anumite căutări. Și dacă veți intra acolo, o să vedeți că puteți să introduceți într-o anumită zonă un cuvânt cheie, setați intervalul de timp, locația unde vreți, de unde se fac căutările, și după ce dați submit, o să vedeți un trend al căutărilor făcute în locația respectivă, pe intervalul respectiv, pentru cuvântul cheie pe care l-ați introdus voi. De exemplu, dacă o să puneți acolo ca și cuvinte declarația 200, o să vedeți care este trendul în căutări pe această frază și o să vedeți care sunt perioadele când se caută cel mai mult. Evident că le știți deja, dar ați putea să vă jucați cu acestul aflând alte trenduri. Trenduri ca alte căutări. Ok, ce ne mai oferă Google? Ne oferă motorul de căutare pe care îl știm cu toții și îl folosim cu toții în fiecare zi. Da? Și știm că Google, de exemplu, are o cotă de piață foarte mare în România. România are 99% market share, din câte știu eu. Deci 99% dintre români folosesc Google ca și motor de căutare. Și grantul oferit de Google este valabil doar pentru search, deci doar pentru rețeaua de căutare. Ceea ce o să vă mai povestesc eu nu o să fie valabil pentru acest grant. Adică partea de display, de exemplu, partea de remarketing, partea de YouTube, nu face parte din acel Google Grant. Ok, pe scurt, când spunem Google Search, spunem că ne adresăm unui public interesat de produsul pe care îl caută sau serviciul pe care îl caută, iar plata se face la click. Deci oamenii caută ceva, prezintă o nevoie, prezintă un interes față de ceva și așteaptă o soluție la ceea ce au căutat ei. Practic, prin Google AdWords ne adresăm acelui public și venim cu o reclamă în care facem o promisiune că rezolvăm problema pe care o au ei. Ok. Atunci când vorbim de ONG-uri, ar trebui să ne gândim la ce probleme rezolvă ONG-ul nostru. Da, și să ne stabilim cuvintele cheie pornind de la acele probleme. De exemplu, mă uitam pe google.co.uk, pe Marea Britanie. Acolo, ONG-urile sunt foarte, foarte multe, dar acolo și consumatorii sunt foarte diferiți. În Marea Britanie, consumatorii nu au o problemă să doneze, ci au o problemă cui să doneze.
Și de aceea concurența este foarte, foarte mare în Google Ads. Foarte mare. Dacă o să intrați acum pe google.co.uk și o să căutați cuvântul donei, deci donează în română, o să vedeți și voi ce concurență este pe acest cuvânt cheie. Da? Dacă ar fi în România să licităm pe cuvântul donează sau donație, o să vedeți că nu avem căutări, nu avem volum de căutări suficient încât să apărăm cu reclamele noastre. Da? De ce? Pentru că publicul este diferit. La noi publicul nu caută în mod expres să doneze. Încercăm noi să ajungem la el și să-l convingem să facă o donație. Ok. Deci prin Google, practic prin rețeaua de căutare, ne adresăm unui public interesat de ceva anume, de ceea ce caută el și noi practic venim cu o rezolvare, o soluție la problema pe care o au ei. Pentru ONG-uri ar trebui să ne gândim la un nivel mai broad, ar trebui să ne gândim la cuvinte cheie adiacente. Da. Și o să ajungem și la asta și foarte probabil o să discutăm mult, mult mai mult în sesiunea de mâine. Bun. Dar Google nu înseamnă doar search. Google are și rețeaua de display, Google Display Network. Prin rețeaua Google Display ajungem, din câte știu eu, la 90% din publicul online din România. Deci are și această rețea unici foarte, foarte mare. Prin rețeaua de display nu ajungem doar prin reclame text, așa cum este în Google Search. Ajungem prin banner, de exemplu. Da? Ajungem prin banner statice sau chiar banner dinamice, banner de tip flash. Și la rețeaua de display sunt mai multe targetări despre care o să vorbim imediat. Mai mult decât atât, Google ne oferă acest remarketing. Da? Remarketingul se face în rețeaua de display și remarketing, ce înseamnă remarketing? Sunt convins că v-ați lovit de acest remarketing, doar că nu știați că se numește remarketing. De exemplu, gândiți-vă sau duceți-vă aminte de câte ori ați căutat la un moment dat ceva pe Google, nu știu, ați vrut să vă cumpărați un telefon sau ați vrut să cumpărați un laptop sau o bluză și așa mai departe, ați ajuns pe un site, iar după ce ați plecat de pe site-ul respectiv, ați început să vedeți peste tot, peste tot. Sunt ferm convins că v-ați lovit de chestia asta. E, practic, acest lucru se face prin remarketing. Acela este remarketing. Prin remarketing ajungi la publicul care a fost la tine pe site cel puțin o dată, iar și poți livra un mesaj după ce a plecat de la tine pe site în această rețea lui Google, în rețeaua de display. Da? Bun. Și remarketingul este foarte, foarte eficient din punctul meu de vedere. Bun. Pe lângă asta, Google ne oferă și acest tool numit Google Analytics. Prin Google Analytics noi putem să măsurăm comportamentul vizitatorilor pe site-ul nostru. Și practic putem să răspundem la întrebări ce țin de comportamentul lor. Putem să vedem cât timp stau pe site-ul nostru, la ce pagini se uită, de ce pleacă vizitatorii când de pe site-ul nostru, de pe care pagina a plecat, unde se opresc atunci când încep să facă o donație. Și practic încercăm să găsim răspunsuri la aceste întrebări. Da? Google Analytics ne ajută să răspundem la întrebări care ne vor îmbunătăți performanța site-ului nostru. Ok, și în ultimul rând, Google mai are și platforma YouTube. Platforma YouTube care este al doilea motor de căutare din lume după Google. Bun. Să începem cu Google Search. Ok, oamenii au o încredere foarte, foarte mare când vine vorba de Google. Deci Google, în ziua de astăzi, a devenit un fel de Dumnezeu. De ce? Pentru că orice avem nevoie, mergem și îl întrebăm pe Google. Absolut orice avem nevoie.
De exemplu, atunci când vrem să mergem să călătorim undeva, mergem și întrebăm pe Google unde să stăm, la ce hotel vrem să stăm. Acestea sunt sugestii, sugestii plecând de la cuvintele cheie pe care le-am introdus eu aici. Și observați sugestiile respective cât de detaliate sunt. De exemplu, există un public care a tastat Hotel Gara de Nord, altul care a spus Hotel Gara de Nord, București, tarife, Hotel Gara de Nord, 2 stele și așa mai departe. Hotel Piața Anzei, Piața Alba Iulia și așa mai departe. Ok, când vine vorba de ONG-uri, dacă introducem pe Google declarația, acestea sunt sugestiile pentru cuvântul declarația. Practic, aceste sugestii sunt date pe baza volumului de căutări. Cu cât avem un volum mai mare de căutări pentru fraze care încep cu același cuvânt cheie introdus de mine, cu atât o să ne apară mai mult fraza respectivă. Dacă introducem donează 2, o să vedem ca și sugestii donează 2% și donează 2 small. Da? Deci este un public mare care caută donează 2% și un alt public care caută donează 2%. Dacă începem să introducem cui să donez, să vedem că prima sugestie este cui să donez 2 din impozit. Următoarele sugestii sunt mai puțin relevante. Bun. Principiul de bază când vorbim de Google AdWords și când vorbim de rețeaua de căutare este următorul. Oamenii caută ceva, văd o reclamă, dau click pe reclama respectivă și ajung pe un landing page. Este foarte, foarte important ca această relație să fie cât mai strânsă. Cu cât relația dintre aceste trei elemente este mai strânsă, cu atât rezultatele campaniei vor fi mai bune. Ok? Deci trebuie să ne gândim, atunci când introducem un cuvânt cheie în contul de Google AdWords, trebuie să ne gândim la ce anume se așteaptă utilizatorii să găsească când caută cuvântul cheie respectiv. O greșeală frecventă pe care am văzut-o eu este faptul că și companiile, și ONG-urile, că avem și câteva ONG-uri în portofoliul nostru de clienți, introduc cuvinte cheie mult prea generale. Mult, mult prea generale. Gândiți-vă foarte bine de ce ar căuta publicul vostru țintă cuvintele cheie respective. Da? Cu atât un cuvânt cheie este mai general, cu atât știm mai puține date despre publicul respectiv. De exemplu, dacă este să luăm, nu știu, WWF, da? Și am citat pentru cuvântul cheie urs sau urși. Ok? Și vrem să apărăm pe prima poziție în Google când cineva caută urs și urși. Ok, publicul care caută urs sau urși este un public foarte variat. Cineva poate să caute, nu știu, poze cu urși. Cineva poate să caute urși ca să se ducă să-i vadă la grădina zoologică. Cineva vrea să-și facă un referat despre urși. Altcineva, nu știu, vrea să caute, nu știu, a văzut la televizor un reportaj despre urși și vrea să afle mai multe informații despre reportajul respectiv și așa mai departe. Deci este un public, este un cuvânt foarte, foarte vast. Da? Ok. Reclama, practic, ar trebui să răspundă la căutarea făcută. Deci dacă ar fi să licităm pe cuvântul cheie urși, noi ar trebui să îi spunem din reclamă că site-ul nostru ajută urșii din România, susține urșii din România și avem o campanie în direcția respectivă, astfel încât publicul să știe ce se întâmplă după ce dă click pe reclama respectivă. Iar pe landing page, practic, ar trebui să facem, să respectăm promisiunea făcută în reclamă text. Deci, gândiți-vă foarte bine la aceste trei elemente și gândiți-vă mult din perspectiva persoanei care caută. Da? Ori de câte ori adăugați un cuvânt cheie în campaniile voastre AdWords, gândiți-vă
ce anume ți-ar aștepta să găsească persoana respectivă în rezultatele, în rezultatele Google, gândiți-vă dacă reclama pe care o faceți voi în Google îi setează corect așteptările publicului țintă și apoi gândiți-vă unde, care este pagina cea mai apropiată unde să trimiteți acești utilizatori. O altă chestie, dacă această relevanță dintre aceste trei elemente nu este una foarte strânsă, o să se întâmple următorul fenomen. Spuneam adineauri că Google este un fel de Dumnezeu pentru noi și că noi avem încredere fabuloasă în Google și orice avem nevoie, practic pornim de la Google. Google vrea să-și mențină în continuare acest lucru. Da? Google vrea ca utilizatorii săi să se întoarcă și să se reîntoarcă în Google. Dacă noi construim reclame care nu sunt relevante pentru utilizatori, Google o să ne penalizeze. Există un Google, un scor de calitate, așa se numește el, care este de fapt o notă a relevanței. Da? Cu cât relevanța noastră este mai mică între aceste elemente, cu atât acel scor de calitate va fi mai mic. Cu cât scorul de calitate este mai mic, cu atât ne va crește costul pe click. Da? Și acest cost pe click ne va crește până în momentul în care practic nu o să mai putem fi afișați. Prin Google Grants, de exemplu, avem o limită de maxim $2 pe click. Da? Deci dacă noi o să fim irelevanți prin reclamă și prin landing page pentru consumator, pentru cuvintele cheie pe care le-am stabilit la inițial, acest lucru nu o să funcționeze mult timp, pentru că Google o să încerce să ne elimine din motorul de căutare și să lase alte companii sau alte ONG-uri mai relevante să fie afișate. Ok, Google Display Network. Când vorbim de Google Display Network, vorbim de o rețea de site-uri care s-a parteneriat cu Google și care încearcă să-și monetizeze, de fapt încearcă și reușește să-și monetizeze site-urile prin Google. Deci, practic, aceste site-uri și-au pus la ele un script, iar Google are acces la site-urile respective și afișează reclame pe site-urile respective. Noi putem să ajungem la acest public prin mai multe targetări. Astea sunt câteva dintre ele. Putem să ajungem la publicul țintă în funcție de de exemplu, dacă ne iubitorii de animale, putem să selectăm această audiență. Dacă ne interesează persoanele mai geeky care stau mai mult online, putem să stabilim această audiență și așa mai departe. Deci ajungem pe bază de audiență. Audiența respectivă este dată de Google în funcție de comportamentul persoanelor online, în funcție de căutările pe care le fac, în funcție de site-urile pe care se plimbă și așa mai departe. Deci Google are un algoritm în spate și știe că eu dacă astăzi îmi caut pe Google mașini second hand și caut de 3 ore acest lucru și după aia intru pe niște site-uri despre mașini, o să mă seteze în audiența auto. Dacă mâine voi căuta apartamente cu 3 camere în București, o să mă pună și în audiența de imobiliar. Deci, practic, o să fac parte din două audiențe. Audiența auto și audiența de imobiliar. Și un advertiser poate să ajungă la mine în funcție de această audiență. Da? Iar voi, în funcție de profilul de care v-am povestit inițial, ați putea să ajungeți la el targetând pe bază de audiență. Atunci când targetați o audiență, este important să vă gândiți, să nu analizați site-urile pe care se plimbă audiența respectivă. Da? De ce? Pentru că o să vedeți tot felul de site-uri. O să vedeți site-uri care, nu știu, site-uri cu desene animate, site-uri cu cărți, site-uri cu povești, site-uri cu copii și așa mai departe. Pentru că oamenii au un comportament divers online. E foarte important să știți că ați ajuns la audiența setată de voi, indiferent de site-ul pe care se plimbă ei. O altă targetare este pe bază de topicuri. Când spunem
topicuri ne referim la categoria din care face parte site-ul respectiv. De exemplu, dacă ne setăm topicul auto, o să ajungem pe site-urile în care se vorbește despre auto. Da? Deci nu mai targetăm în funcție de audiență, în funcție de persoana care stă pe site-ul respectiv, ci targetăm în funcție de conținutul pe care îl are site-ul respectiv. O altă variantă este să targetăm contextual. Când spunem contextual, spunem în funcție de context. Și anume, în funcție, această targetare se face pe bază de cuvinte cheie. Ne stabilim o listă de cuvinte cheie, iar Google o să facă un matching, o potrivire între cuvintele cheie respective și site-urile pe care le are el. Da? Deci dacă punem la cuvânt cheie cuvântul apartament, practic Google o să încerce să ne afișeze pe toate site-urile din regiunea selectată de noi, în care se vorbește despre apartament. Dacă punem cuvântul cheie ONG, reclamele noastre vor fi afișate pe toate site-urile unde se vorbește despre ONG. Dacă punem urci, o să ajungem pe site-urile unde se vorbește despre urci și așa mai departe. Deci este în funcție de contextul respectiv. Și o altă variantă de targetare este pe bază de plasament. Pe bază de plasament, plasament în Google înseamnă destinație, URL-ul destinație. Și aici putem să-i spunem lui Google că vrem să fim afișați pe site-ul X, Y și Z. Dacă avem o listă de site-uri pe care noi să ajungem, iar site-urile respective fac parte din rețeaua Google Display, Google ne va afișa pe site-urile respective. De exemplu, Wall Street. Wall Street este un site mare, un site cunoscut din România, care se monetizează prin Google AdSense. Da? Deci putem să ajungem pe site-ul respectiv prin Google AdWords. La fel și Forbes sau Money Channel. Sunt site-uri mari, cu un volum impresionant de trafic, pe care noi putem să ajungem prin Google AdWords. Dar contează mult să știți voi pe care site-ul vreți să ajungeți și dacă site-urile respective permit reclamă prin Google AdWords. Ok, remarketing. Vă spuneam adineaori că remarketingul este o metodă de promovare oferită de Google. Și aici, ca să vă explic mai bine, o să vă dau un exemplu. Vă aduceți cu siguranță cu toți aminte de reclamele de la Q4, când au intrat acum, nu știu, cred că 10 ani pe piață. Ei s-au promovat foarte, foarte agresiv la TV. Și sunt reclamele alea foarte annoying, cu ferețele făcute să reziste, să reziste, să reziste. Da? Și au fost foarte, foarte agresivi. Foarte agresiv. Adică eu mi-aduc aminte și acum că ori de câte ori deschideam televizorul, vedeam ferestrele Q4 făcute să reziste, proiectate să reziste, să reziste, să reziste. Da. Gândiți-vă că Q4 în perioada respectivă a investit foarte, foarte mulți bani, pentru că ei au băgat bani în TV și TV-ul era și este în continuare destul de scump. Iar odată că reclama respectivă era ușor stupidă, aș zice, dar doi, reclama respectivă era destul de frustrantă și începea să devină agasantă. Ok? Pentru că vedeai peste tot, Vedeai în continuu Q4 proiectat să reziste, să reziste, să reziste. Întrebarea mea este: voi considerați că acea campanie a fost una eficientă, adică Q4 și-a atins obiectivele stabilite de ei? Sau că credeți că, nu știu, publicul respectiv nu a vrut să mai audă de Q4 pentru că îi vedea non-stop la televizor? Ce vreau eu să subliniez aici este că, în general, percepția consumatorului este asupra campaniei în sine
și nu asupra brandului sau al produsului promovat. Okay? Deci faptul că consumatorii au văzut în continuu Q4 pe televizor și au văzut mesajul respectiv, ferestrele proiectate se reziste, se reziste, se reziste, nu au afectat în sine brandul sau produsul. Da? Percepția lor era efectivă asupra campaniei și anume consumatorii probabil spuneau: băi, cât de frustrantă este campania asta de la Q4, nu mai pot cu campania asta și așa mai departe. Dar eu personal nu mi-am pus niciodată problema dacă mi-aș cumpăra astăzi ferestre, nu mi-aș cumpăra ferestre de la Q4 pentru că alea sunt proiectate, se reziste, se reziste, se reziste. Din potrivă. Practic, prin remarketing putem avea un efect similar. Deci, prin remarketing ajungem la un public, un public interesat de ce promovăm noi, pentru că știm că a ajuns pe site-ul nostru și pe care îl urmărim mai departe pe site-urile pe care se plimbă ei din rețeaua, din rețeaua Google Display. Okay? Deci, practic, puteți să aveți o campanie similară, aș zice eu, cu cea de la Q4, dar cu un buget considerabil, considerabil mai mic. Da. Nici nu sunt nici un cap îndoială cât de mic este bugetul comparativ cu sumele investite de Q4. Bun. Ok. Google Analytics. Sper că toți cei prezenți aici au deja instalat codul de Google Analytics. Nu se instalează foarte greu. Mai greu este să fie customizat un pic. Așa cum vă spuneam adineaori, în Google Analytics practic măsurăm comportamentul vizitatorilor pe site-ul nostru. Cel mai și cel mai important lucru pe care ar trebui să-l setați în Google Analytics sunt goals-urile, goal-urile. Da? Stabiliți-vă niște goal-uri, niște obiective, gândiți-vă ce vreți să facă vizitatorii când ajung la voi pe site. Și aici puteți să porniți la niște obiective de bază. Vreți să vadă o anumită pagină, vreți să ajungă pe o anumită pagină, vreți să stea un anumit timp la voi pe site. Până la obiective mai importante, aș zice eu. De exemplu, vreți ca utilizatorii, când ajung la voi pe site, să se aboneze la newsletterul vostru. Sau vreți ca utilizatorii să completeze un anumit formular. Sau vreți să downloadeze o broșură. Sau vreți chiar să doneze. Da? Asta mi se pare mie că ar fi obiectivul vostru principal. După ce v-ați setat aceste goal-uri, după ce ați scris pe hârtie, de fapt, încercați și mergeți în rubrica cu goals și setați-le de acolo. Nu este nici pe departe complicat să setați aceste goal-uri. Interfața Google Analytics a devenit din ce în ce mai friendly, mai prietenoasă și este chiar ușor să le stabiliți. Dacă nu reușiți să stabiliți voi goal-urile respective, vorbiți cu persoana care s-a ocupat de site, programatorul sau compania care v-a făcut development-ul la site, și rugați să vă stabilească, să vă seteze ei în Google Analytics obiectivele pe care voi le aveți pe hârtie notate. Deci porniți de la acest lucru. Că după ce aveți acest lucru făcut, o să vă fie mai ușor să analizați aceste cifre. De exemplu, puteți să intrați o dată pe săptămână sau o dată pe lună și să vedeți ceva de genul: ok, în această lună am avut 500 de persoane noi pe site, iar aceste 500 de persoane au stat în medie 3 minute, dar nu doar că au stat 3 minute. Din 500, 100 de persoane au ajuns pe pagina de contact, 150 de persoane s-au uitat să vadă unde avem noi biroul, vreo 50 s-au uitat la ce am făcut noi în ultima perioadă, 20 s-au abonat la newsletter și 5 au donat. Și mai mult decât atât, putem să vedem de unde au venit aceste persoane. Putem să vedem, băi, dar ok, am văzut că au donat 5 persoane. Dar de unde au venit donatorii respectiv? Cum au aflat de mine?
Verificând în acest mod, putem să depistăm canalele de promovare cele mai importante. Putem afla că donatorii au venit citind un articol pe nu știu care blog sau pe nu știu care site. Sau putem afla că acei 5 donatori au venit într-o campanie Google AdWords. Și atunci o să știm să investim mai mult în Google AdWords. Ne uităm în Google AdWords, ok, de unde au venit din Google AdWords? Au venit din campania de display sau au venit din grantul de la Google? Okay? Dar practic avem niște obiective pe care noi putem să le măsurăm și putem să luăm decizii pe aceste cifre. Bun, pe partea de YouTube nu o să discutăm foarte mult, practic. Google deține YouTube, YouTube-ul s-a lansat în România anul trecut, dacă nu mă înșel. Și prin YouTube ajungem la un public țintă pe care îl stabilim tot din interfața Google AdWords. Deci, practic, promovarea pe YouTube se face tot prin Google AdWords. Și ajungem în funcție de setările făcute acolo. Singura variantă de promovare pe YouTube pe care o văd eu pentru voi acum este să promovați anumite apariții în TV. De exemplu, dacă ONG-ul vostru a apărut la un moment dat pe TV, puteți să faceți o campanie YouTube și să scoateți în evidență acest lucru. Ca idee, prin YouTube este printre foarte puține canale prin care tu poți să te asiguri că ai transmis un mesaj către audiența care te interesează pe tine, iar mesajul respectiv chiar a fost livrat. Și de ce spun asta? Spun asta pentru că sunt acele 5 secunde peste care utilizatorul nu poate să dea skip. Da? Sunt reclamele respective care, again, s-ar putea să mi se pară un pic stresante, pentru că noi vrem să vedem un conținut, da? Vrem să vedem un videoclip sau vrem să vedem un viral sau vrem să vedem orice alt conținut video pe care intenționăm inițial să-l pornim și ne apare o reclamă. În acele 5 secunde, utilizatorul este concentrat asupra ecranului și în acele 5 secunde el aude mesajul transmis și vede mesajul pe care îl transmite reclama respectivă. Da? Deci sunt 5 secunde prin care tu te asiguri că îi le-ai livrat audienței care te interesează pe tine. Este foarte, foarte important acest lucru. Este greu de găsit un alt canal pe care poți să faci asta. Bun. Și am ajuns și la ultima parte a prezentării de astăzi, și anume o să lucrăm pe niște studii de caz. O să vreau să-mi dați voi, să-mi completați acolo în questions sau să mă ajute Mădălina să luăm o listă de site-uri pe care să ne uităm împreună, să găsim anumite îmbunătățiri și să vedem ce putem face mai bine pe site-urile respective, înainte de a începe o campanie Google AdWords. Urmând ca mâine să vorbim pe niște pași concreți despre cum să pornim o campanie în Google AdWords. Observ că am început să apară deja acolo o listă destul de mare. Da, deja oamenii au răspuns. Cristian, nu știu, alege tu, că tu nu ne cunoști pe noi, pe toți oamenii, și poți să alegi, nu știu, ce-ți vine. Da, o secundă să fac și eu cumva. Dau share la altă fereastră. Ok. Dacă vrei, poți să le citesc eu, dacă ți este mai ușor. Așa. La mine mi pare foarte mic aici bucățica asta, dar nu știu de ce. Da, și trebuie să o fac tragi. Este o mică așa, chestie în partea dreaptă. Da, da, am găsit. Ok, uite. Văd că acum m-aș auzit toată lumea, sper că ce-am vorbit. Da, te-a auzit toată lumea. Ok, să luăm ordinea în care s-a spus aici. Deci primul ar fi check something or
Centrul de excelență academică. Modelina, putem să intrăm puțin în legătură cu participantul acesta, să ne spună el în două, trei cuvinte despre site? Da, un moment mai puțin să o găsesc în listă pe doamna, pe doamna Mihaela și să-i dau microfonul, să-l pun pe speaker. Sper Să că sperăm că are și poate și microfon. vorbi. Ok. Bună seara, ne auziți? Da, Bună! auzim, Da, auzim, da. vă aud. Bună! Bună, bună seara! Bun, spuneți-mi câteva cuvinte despre acest site. Ce vrea să facă, ce își propune și care sunt obiectivele sale? Promovarea mediului academic din România ar fi Ok. și programe pentru tineri, în special tineri studenți. De aceea sunt newsletterele, revista și evenimente, conferințe, de tipul conferințelor, seminarilor de pregătire a studenților în diferitele domenii. Am înțeles. Și care ar fi obiectivele site-ului? Ce ați vrea să facă utilizatorii când ajung la dumneavoastră pe site? De exemplu, V-am pierdut. Mai spuneți o dată? Nu cred că o mai aud pe cred că am doamna. pierdut legătura. Da, conexiunea la internet. Eventual. Da, cred că. Da, Da, nu cred că. cred că încearcă să se conecteze din nou acum. Da, dacă ai niște sugestii, Cristian, până când. Ok, spunea ceva de exemplu de newsletter, pe partea de newsletter. Eu nu văd unde este partea de newsletter. Ah, uite, aici este. Ok. Asta că am reușit. Hai să vedem. Ne auziți acum? Da, eu v-am auzit tot timpul. Da, ok. Ah, ok. Noi Bun. v-am pierdut la un moment dat. Continuați, scuze. Ok. Așa, spuneți-mi care ar fi obiectivele pe site. Ce ați vrea să facă utilizatorii atunci când ajung pe site? Să vizualizeze rezultatele care le-am obținut. De exemplu, revistele au articole privind anumite domenii. Nu ne ducem foarte mult pe partea de donații, ci ne ducem pe scoaterea în evidență a rezultatelor academice, alte rezultate decât cele din mediul academic. Am înțeles. Ok, și aceste rezultate sunt aici, nu? În revista Reflexii Academice. Da, Ok, ar fi deci una. acesta ar fi un obiectiv. Ok, și un altul, organizarea de evenimente, ar fi cel de-al treilea, diverse evenimente. În primul rând, cred că titlurile, aceste trei titluri nu sunt foarte sugestive. Adică, nu știu dacă mie student nu-mi spune nimic. Îmi spune că dacă sunt student, ar trebui să dau click aici sau ce ar trebui Da, să. Da. da, da. Puteți să schimbați, să spuneți chiar ești student, click aici sau ceva de genul ăsta, să fie mult mai friendly. La fel, revista Reflexii Academice. Aici, din nou, spuneți direct rezultatele noastre sau ce am obținut până acum și așa mai departe. Că revista Reflexii Academice pentru un vizitator nou pe site-ul ăsta, nu știu, poate dacă este super, super în domeniu să înțeleagă, dar altfel nu cred. Și la evenimente, ok, la evenimente, așa cum spune. Ok, să mergem pe pagina asta. Ok. În primul rând, cred că este puțin cam mult text. Deci aveți mult text și s-ar putea să fie destul de greu de analizat. Ca și structură, scoateți ideile principale, eventual folosiți bullet points cât mai mult posibil. Mai auziți? Ok, nu cred că Am am pus, pierdut acum am, numai pe nu, doamnă, dar o să. nu, Cristian, Ah. am închis microfonul pentru că se aude cu zgomot, pentru că suntem prea mulți Ah, oameni online. ok, o să continui eu. Ok.
Încercați să scoateți în evidență doar informațiile principale, folosiți cât mai multe poze, pozele atrag tot timpul. Pozele sunt lucrurile care ies în evidență cel mai ușor. Da? Online este... Online totul se întâmplă rapid. Oamenii nu mai au aceeași răbdare ca înainte. Da? Vrem să rezolvăm lucrurile cât mai rapid. Și atunci s-ar putea să fie puține persoane care stau și stau să citească tot conținutul. Scoateți ideile principale, ideile cele mai importante și care credeți că ar capta atenția și ar capta interesul publicului țintă. Și eventual de acolo vă puneți link spre pagina unde să oferiți mai multe detalii. Și aici, de exemplu, eu nu-mi dau seama, în 2014 numărul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2013, 1, 10, nu-mi dau seama ce pot să fie aceste lucruri. În fel de reviste sau... Ar trebui detaliat aici, că așa sunt niște ani și niște numere. Mai mult decât atât, newsletter-ul. Pentru a primi acest newsletter, vă rugăm să ne transmiteți pe e-mail, pe e-mailul centrului datele dumneavoastră de contact. Ok, faceți chestia asta dacă este importantă, partea cu newsletter, încercați să ajutați cât mai mult utilizator. Nu puteți să-i spuneți că dacă vrea să se dacă vrea să primească newsletter-ul, să vă trimită e-mailul să trimită e-mailul centrului de pe adresa de contact. Adică, nu știu, mi se pare destul de complicat. Ar trebui să fie efectiv un formular aici, dacă tot am ajuns aici și sunt la rubrica de newsletter, să fie un formular cu nume, prenume, adresă de e-mail și submit. Eventual să fie și un motiv pentru care eu mi-aș da adresa de e-mail. Dar ar trebui să-mi spuneți de ce v-aș da eu adresa de e-mail vouă. Ce aș primi după ce vă dau adresa de e-mail? Ce să conțină newsletter-ul respectiv, cu ce să mă ajute pe mine mai departe. Da? Pentru că vă dau vouă acces la o informație cu caracter personal, da? O informație foarte, foarte importantă. Ok. În rest, site-ul nu arată rău, este curat, este elegant, aici ar putea fi mai puține banner and slider, pentru că nu știu câte persoane au să stea să aștepte să ajungă aici. Deci puneți-le pe cele mai multe și folosiți, nu știu, fiecare banner de aici ar trebui să aibă un obiectiv, adică ar trebui să fie ceva sugestiv. De exemplu, acest banner mie nu-mi spune nimic, nu are niciun mesaj pe el, nu-mi spune ce se întâmplă după ce, nu pot intui ce se întâmplă după ce dau click pe el. Fie imaginea ar trebui să fie mai sugestivă, fie ar trebui să fie un mesaj, să-l puneți chiar în zona asta și eventual să conțină și un call to action, și anume un verb. Vezi mai multe, află mai multe, click aici, vezi detalii și așa mai departe. Dar o poză, pur și simplu o poză cu un stilou, văd că trimite către prezident. Niciun caz nu mă gândeam ca să ajung pe pagina în care se vorbește despre prezident. Deci, despre președintele organizației, presupun. Da? Deci, umpleți aceste imagini și cu niște mesaje, astfel încât utilizatorul să știe unde ajung după ce dau click. La fel, aceasta este o carte. Nu știu, dacă dau pe click pe ea, nu știu, să ajung pe o pagină unde se vând cărți sau găsesc mai multe cărți sau... Și ajung pe o pagină cu membrii. Din nou, nu este intuitiv. Da? Ar trebui practic să adăugați mai multe detalii. Și aici. Este foarte bine că aveți pagina de Facebook și pagina de LinkedIn conectată. Eu l-aș scoate chiar mai mult în evidență, l-aș pune într-o zonă mai vizibilă.
Aș urca un pic mai sus aceste trei boxuri, da? Să nu las un spațiu atât de mare alb aici. Ok. Ia să mai intru un pic și aici. Eu, de exemplu, mi-aș cita ca și obiectiv să fac în așa fel încât să ajungă cât mai multe persoane să ajungă pe această pagină, să vadă această revistă. Da. Dacă ne setăm acest obiectiv principal, oamenii să dea click pe acest link, atunci ar trebui, nu știu, ar trebui să folosim un de un mesaj mai puternic, poate un call to action prin care să împingem utilizatorii să dea click pe acest box, da? Acum practic dumneavoastră acum prin layout-ul este foarte, cum să zic eu. Ok, obiectivul unui site, așa cum ziceam în prezentare, este să faceți utilizatorii să facă ceea ce vreți dumneavoastră să facă atunci când ajung pe site. Deci dacă vreți să ajungă pe linkul de aici, ar trebui să împingeți să ajungă aici. Ar trebui să faceți ca acest box să iasă mai mult în evidență, să aveți un mesaj aici, vezi mai multe detalii sau apasă aici sau descarcă cartea sau ceva de genul ăsta, dar acum nu este niciun call to action care să mă împingă să facă ceva. Deci eu pur și simplu ajung pe site, văd aceste poze în care nu mi se spune foarte multe despre ele și după aceea încep să citesc pe aici și adică site-ul nu mă ajută foarte mult să fac ceva. O să dau eu din curiozitate click pe aici. Ok? Deci eu la partea asta aș lucra mai mult. În rest îmi place că este layout-ul, este simplu și este elegant. Adică este în evidență bine aici logo-ul, aici partea principală a site-ului. Care după cum spuneam, dacă o completăm cu niște mesaje, o să fie foarte ok. Și apoi aceste trei boxuri care mi-ați confirmat și dumneavoastră că sunt cele mai importante. Ok, dacă aveți dumneavoastră vreo întrebare, putem să o mai punem puțin pe doamna Adelina? Un moment, am că caut în lista. Adelina, mă mai auzi? Da, te aud. Cum auzi? Okay. Doar mai puțin caut în lista, asta era tot. Da. Gata. Mihaela? Ne auzi? Este ok, nu mai am întrebare. E super. Da. Ok, sper să te ajute ce ți-am spus. Da. Enorm mă ajută. Mersi mult de tot. Mă bucur. Ok, să mergem un pic mai departe. Ovid.ro, da? Ovid.ro. Mă mai ajut un pic? Da, te ajut. Numai puțin să contăm pe Diana. Diana. Un moment. Diana, sper că ești pregătită. Diana, salut! Da. Hai. Salut! Bună! Așa, spune-ne câteva cuvinte despre ONG-ul pe care îl prezinți, Ovid.ro, Asociația Ovidiu. Uh-huh. Ovidiu Ro este. Noi vrem să aducem fiecare copil sărac din România la grădiniță pentru că considerăm că e cel mai important lucru pentru viitorul României în general. Dar ideea este că dacă ei nu au o bază, în primii ani de viață nu se vor dezvolta ulterior bine și ne focusăm doar pe asta. Avem un singur proiect care e fiecare copil în grădiniță și ceea ce ne-ar plăcea să ne îndrumăm donatorii, adică vizitatorii către donații și către conștientizare. Vrem să promovăm foarte mult donațiile individuale. Momentan fondurile noastre provin 80% din donații din partea companiilor destul de mari și am vrea să conștientizăm, practic, fiecare individ. Mm-hmm. Am înțeles. Ok, deci, practic, voi ați căuta donatori. Văd că aveți și aici cu donate. Mm-hmm. Care este publicul care crezi că ar dona? Sunt români sau sunt din afară?
Da, majoritatea sunt români și diaspora, da. Din America avem o fundație soră și avem foarte mulți donatori români. Străini destul de mulți din Germania, Franța, probabil țările unde romii merg și nu sunt foarte bine primiți și ei încercând să, nu știu, să oprească chestia asta, vor să lucreze puțin la rădăcină, pentru că deși noi nu ne alegem beneficiarii pe criterii etnice, majoritatea copiilor din comunitățile în care lucrăm, comunitățile cele mai sărace, sunt într-adevăr de etnie romă și bănuiesc că, nu știu, asta ar fi considerat. Okay. Am întrebat pentru că eu când am intrat pe ovid.ro m-a redirecționat din prima pe limba engleză și de-aia eram ciudat. Curios. Scuze, poate am dat eu link-ul. Nu, am scris ovid.ro. Nu ar trebui să facă asta. Și... A, uite, acum ești nu... pe Chrome, da? Da, da. A, uite, acum am ținut minte pe România. Deci să verifici, poate este un bal pe undeva. Ok. Dar putea. Ok, să închid pe asta. Am mai deschis și site-ul de adineauri. Dacă este să comparăm un pic aceste două site-uri, mie mi-a plăcut la site-ul de adineauri, Centrul de Excelență Academică, mi-a plăcut faptul că este simplu. Da? Ok, poate nu scot ei mesajele principale bine sau ar putea să le scoată și mai bine, da? Prin aceste imagini, să puneți pe mesaj aici un call to action. Dar ca și layout nu este încărcat, da? Are trei elemente de bază. Are aici logo-ul care se vede foarte bine, are meniul aici vizibil, are partea principală și după aceea sunt trei boxuri. Când ajungem la tine, practic sunt mult prea multe chestii. Ok, deci este partea aceasta, fac aici, aici mai este un text, aici iarăși mai sunt astea, aici este newsletter-ul, aici Halloween Charity Ball, aici ăsta, înțelegi? Deci mi se pare că sunt prea multe chestii pe care vrei să le faci dintr-un singur ecran. Și eu l-aș simplifica dacă mă întreb pe mine, adică aș face mai mult în stilul ăsta. Pe ceva mai simplu, că altfel pierzi focusul vizitatorilor. Deci e important să te gândești la ce vrei să facă vizitatorii când ajung la tine pe site și să încerci să le stabilești acel traseu. Îmi place că ai aici, de exemplu, call to action, susțineți un copil sărac să meargă la grădiniță timp de un an, află cum, direcționează 2% aici. Dacă aveți întrebări, contact, astea sunt foarte mișto. Da? Și sunt call to action și împing utilizatorul să facă fix ceea ce îți propui tu. Ok, de exemplu, ultimele știri. Crezi că partea asta cu ultimele știri ar ajuta mult vizitatorii care ajung pe site sau, nu știu, o persoană care ar dona, ar vrea să vadă ultimele știri? Cred că da. Okay. Pentru că bănuiesc că ar vrea, eu personal aș vrea să văd niște rezultate înainte să mă implic în ceva. Ok, păi și atunci de ce nu facem așa? Hai să facem aici un box în care să spui... A, uite, dar nu ai deja. Nu sunt așa rezultatele? Da, sunt ce acolo. Păi, dacă sunt deja aici, uite, foarte frumos. A, și foarte mișto. Da, uite, sunt în engleză. În engleză, da, raportul ăsta e în engleză pentru că l-avem doar în engleză. Am înțeles. Aici trebuie să vă gândiți bine, pentru că, nu știu, s-ar putea să existe donatori care nu știu engleză. S-ar putea. Acum voi știți chestia asta. Aici aveți și video. Foarte drăguț. Ok, află cum. Ah, ce drăguț, ați implementat și sistem de plată online, foarte drăguț. Ideea e că noi am încercat să simplificăm, dar din ce în ce mai mulți oameni intră pe site și ne spun că e foarte bine că avem multe informații. Pentru că, nu știu, le dă oarecum un simț de încredere, bănuiesc. Și oameni care n-au, adică chiar zilele trecute un voluntar din Australia ne-a contactat pe noi căutând pe Google, nu știu, ONG în România,
ci pur și simplu s-au uitat pe site-uri, adică n-avea niciun fel de cunoștință în domeniu, mm-hmm. nu avea oameni pe care să știe în România pe care să-i poată întreba și a spus că pur și simplu i s-a părut, nu știu, reliable și s-a părut de încredere. Mm-hmm. Eu okay. sunt de acord și chiar insist foarte mult pe chestia asta, că vizual e destul de încărcat, dar... Dacă voi aveți rezultate și vi s-au primit confirmări, înseamnă că e posibil să mă înșel eu aici, dar mie mi se părea un pic cam încărcat. Ai multe culori, de exemplu, ai și aici ai albastru, aici ai verde, aici ai portocaliu, aici ai albastru deschis. Și în general trebuie să folosești cât mai puține culori și atunci când ai o... Când vrei să scoți ceva în evidență, scoți în evidență printr-o culoare contrastantă. Dacă ai să te uiți la magazinele online mari, merg foarte mult pe principiul acesta. Și ok, chiar dacă s-ar putea să pară greșit să compari un ONG cu un magazin online, practic și așa cum magazinul online are obiectiv să vândă ceva, voi aveți ca obiectiv să primiți donații. Știi? Deci, tot în aceeași direcție merge din punct de vedere layout. Da. Așa. Uite, asta cu rezultate este aici, nu? Asta cu rezultatele da. Pe care spuneai tu. Acolo e practic prezența lunară și sunt și rapoartele pe comunități. E puțin mai complex aici. Am încercat să le restrângem ca să... Am adăugat două taburi noi în meniu, cu BALU și BVDB. Și a trebuit okay. să le mai adunăm puțin. Am lăsat concursul județean, vezi unde e bannerul cu concursul județean. A trebuit să adăugăm BVDB-DJ, care probabil multora nu le spune mare lucru decât, nu știu, dacă sunt șofer și știu prescutele de la județ. Exact. Dar... În sensul ăsta, adică e deschis aplicațiilor, dar voi, de o întrebare, decizia de donare se ia pe fond rațional sau emoțional? Da. Ai idee? Cam rațional. Noi nu prea mergem foarte mult pe partea emoționantă, din păcate. Văd că de asta eram curios, că ai grafice și cifre și din asta și mi se pare wow. Adică eu personal aș dona, mi se pare foarte, foarte... Ok, și foarte interesant campania voastră de a trimite copiii la grădiniță, dar eu aș dona emoționat, pe mine mai cucerit cu asta, adică eu acum pentru un copil care să meargă, să știu că nu poate să meargă la grădiniță, da, aș apăsa din prima butonul și aș merge să donez. Dar e părere personală, adică nu știu dacă toți reacționează așa. Asta ai putea să testezi, știi, să-ți faci o pagină separată în care să mergi pe un mesaj cum e asta, cât mai rațional, și să mergi pe unul emoțional și să vezi dacă care funcționează mai bine. Care funcționează mai bine, da. Uh-huh. Dar dacă voiați să mergi doar pe mesaj rațional, până acum... Am mers și pe... Uite, nu știu, dacă intri la despre noi video, avem și niște campanii video destul de emoționale și clipul ăla de 2 minute de pe homepage. E puțin mai emoțional, dar tot nu e lacrimogen, adică... Bine, nici nu trebuie să le faci chiar lacrimogen, dar... Au fost, adică sunt unele mai emoționale. Și cu Cabral. Da, astea sunt mai de mult. Când avem școala, te face mare, acum facem doar pe grădiniță. Drăguț, pe la voi se pretează foarte bine partea de Google Grants, adică... Voi, de exemplu, ați putea să faceți o campanie pe search pentru mămici, în care să targetați mămicile. Mămicile sau viitoarele mămici, bine, dar merge emoțional. Da. Mămicile sau viitoarele mămici sunt într-o perioadă în care sunt sensibile, sunt foarte sensibile. Da. Știi? Și mergi pe cuvinte cheie de genul, nu știu, hăinuțe de copii sau... cărucior de copii și așa mai departe. Cuvinte cheie pe care le caută gravidele sau... Da. Și dacă mergi cu un mesaj emoțional de genul, uite,
Caută chiar și pe grădiniță. Persoane care își caută să-și ducă copiii la grădiniță. O să mergi cu un mesaj, da, ok, uite, în timp ce tu trimiți copiii la grădiniță, există sute sau mii de copii care nu-și permit să meargă la grădiniță. Poți ajuta cu o donație de 10 lei. Știi? Am zis un mesaj lung, trebuie să te limitezi în caracterele date de Google. Dar da, da. Pe cuvinte cheie de genul acesta aș merge eu și aș face un... De fapt nu ești, uite... Da, poți să-i trimiți chiar aici. Uite, chiar vreau să întreb, ți se pare că ar trebui să fie cadrul cu cadrul albastru, cu donația propriu-zisă deasupra, că am avut păreri potrivit că ar trebui să fie sus scanarul și mi se pare mai bine să explici înainte omului. Da, e ok așa cum l-ai pus. Dar poți să faci două variante, una cu el sus și una cu el jos. Și faci de Google Analytics, este o opțiune, se cheamă Google Experiments. Și poți să pornești un experiment să vezi care funcționează mai bine. Super. Da. Google Content Experiment, parcă se cheamă. Site-ul vostru arată chiar arată bine, are într-adevăr mult, mult conținut. Mie mi se pare că, uite, și aici are și ultimele știri. Nu știu dacă este locul potrivit cu ăsta de gând pe aici. Mi-a scos mult prea mult în evidență. Pe homepage nu se pare pe ok. Homepage, ok. No. Pe homepage să zicem că e ok, că dacă ai spus că tu vrei ca oamenii să citească ultimele știri, e ok. Dar după aia pe celelalte pagini, că face parte din template. Da, e din template, că e în WordPress. Da. Dar aici poți să pui, nu știu, altceva mai important. Abonează-te să primești newsletter. Da. Cristian, mă auzi? Uite, Da. Vreau să sugerez dacă putem să ne apropiem cumva de final, pentru că okay. Mi-e teamă sper ca ceilalți oameni să nu se plictisească, cei care stau online și ne urmăresc. Ok. Păi mergem în continuare pe alte site-uri, că practic de acum asta a rămas cumva. Facem și mai avem cam 30 de minute. Da? Super. Da. Ok, bine, okay. Mulțumesc. Bine. Sper să te ajute ce ți-am spus. Sigur, mulțumesc mult. Mulțumesc. Mulțumesc. Să vedem. Următorul este Green Revolution. Alexandra, sper că ești pregătită. Alexandra, ne auzi? Alo, mă auzi? Da, te auzi. Da, bună. Da. Bună. E un site de prezentare. De anul ăsta încercăm să implicăm oamenii mai mult în activitățile noastre, dar în principiu vrem să prezentăm proiectele pe care le avem în desfășurare și să încurajăm pe oamenii să participe. Ok. Și practic care este obiectivul site-ului, care ar fi să facă ce pe site? Ce ar trebui să facă? Să participe la diversele evenimente sau pur și simplu să știe despre proiecte și să se implice în ele. Să vină să închirie o bicicletă Ivelo, de exemplu, sau să participe la Bike Fest. Am înțeles. Deci să participe la evenimente și să afle de evenimente. Mm-hmm. Deci ați avea o dată ca obiectiv vizualizarea anumitor pagini. Și al doilea obiectiv, care este și mai important, să se înscrie la evenimentele respective. Da. Am înțeles. Ok, în primul rând mi se pare ok din punct de vedere organizare, pentru că scoți aici practic mesajele principale pe fiecare slide în parte și după aia mai ai aici trei zone, doar că pe aceste trei zone
Ok, ar putea să faci să fie clickable și zonele acestea. Este mai WordPress, n-am Ok, cred că dacă da, vorbești, încerca să vorbești cu programatorul sau cu cine ți-a implementat în da, respectivă. Da. Că utilizatorii au tendința să dea click peste tot, adică chiar și pe imaginea asta și aici. Știi? Și mai mult decât atât, aș încerca pe cât de mult posibil, iarăși nu știu cât de mult te lasă WordPress-ul, să folosești o singură limbă. Adică nu o combinație și între română și engleză, așa cum vorbesc eu. Da? Cum deci să folosești peste, da, să vorbești peste tot în română. Ok, și aici ai trei chestii. Ai fi voluntar Green Revolution, spune mai departe despre noi și donează pentru proiectul tău. Fii voluntar, să vedem. A, deci aici practic îl încurajez să devină voluntar. Da. Ok, aici aș pune mai degrabă beneficiile, adică beneficiile. De ce și-ar dori cineva să fie voluntar? Adică, nu știu, că face parte dintr-o echipă mișto, că aveți proiecte foarte faine, că ați avut nu știu ce rezultate și așa mai departe. Și practic să dai motive să devină voluntar. Tu îi spui vizitatorului, dacă vrei să ne dai alături, trebuie să ne dai de știre. Nu, spune-i alături-ne pentru că. Și practic îl împingi mai mult să-ți alături decât dacă îi spui dacă vrei. Da. Că atunci când ești pe un site și site-ul vinde, nu știu, telefoane, nu o să spună dacă vrei să ții un telefon, cumpără, ci spune cumpără. Da, ok. Corect. Ok. Ok, aici pe partea de formular, în cazul în care nu ai nevoie de toate aceste câmpuri, încerc să păstrez cât mai puține dintre ele. Cu cât ai mai puține câmpuri, cu atât mai, tot mai bine. Adică, da, e mai simplu. De exemplu, nu știu, s-ar putea să fie donator care vin și când văd că bă, da, am de computer atâtea, parcă se plictisește și pleacă. E mai ok să faci asta chiar și din doi pași. Cere nume, prenume, e-mail și încă ceva, să spunem, și număr de telefon. Și după aia, exact, și sun și ia ceva când vorbești la telefon și întrebi tu de câte ore ești disponibil pe zi, 2, 3, 4, în care zile ești disponibil și așa mai departe, decât să bifeze el aici. Știi că ai și contactul prin voce cu el, poți discuta mai detaliat și așa mai departe. Deci încearcă să simplifici formularul pe cât de mult posibil. Unde se poate. Vreau să te simte și mult mai implicat, e detaliu. A, uite, bicicletă cu cravată, am auzit de asta. Dacă nu așa. Ok. A, uite, vezi că aici pe Captcha nu se încarcă asta. Da, mai are câteva erori și de asta vorbim și cu dezvoltatorul său. Să le refacă. Ok, site-ul nu arată bro, chiar îmi place, chiar e simpatic. Pe partea de Google Grant, ca și cuvinte cheie, deci voi ați merge la publicul care e mai eco-friendly și care îi place natura și chestii de genul ăsta, cred că. Da, pe eco-educație mergem. Ok, păi poți să mergi pe tot ce ține de triatloane, swimatoane și așa mai departe, pe căutările astea. Poți să mai mergi chiar și pe publicul care mănâncă bio. Cei care caută produse bio pe Google pot să-i targetezi și să încerci să vină la tine. Una din problemele noastre a fost că oamenii care intră pe site nu trec și pe partea de Facebook. Nu ajung și pe partea de Facebook? Da, s-au ajuns foarte puțin.
vreau să scoatem în evidență de aici chenarul. E foarte bine că... poziționat în altă parte, chiar că... Nu, e foarte ok că l-ai scos în evidență așa, pentru că aici, în mod normal, vezi poze cu prietenii tăi de pe Facebook. Și sunt fețele ar trebui să fie familiare și cum vezi că X, Y și Z care sunt prieteni buni au dat like, tendința este să apasă foarte rapid pe butonul de like, deci e ok. Poți să pui un mesaj aici, Facebook, uite, dă-ne like pagina de Facebook și fii la curent cu tot ce facem sau ceva de genul ăsta, astfel încât să le spui și ce să facă. Sau cu un like pe Facebook crește în comunitatea celor care iubesc natura sau chestii de genul ăsta. Ok, văd destul de multe... aici completează comentariu. Ok. Din Analytics, ți-ai setat goal-uri? Folosești? Nu. Folosesc cu Analytics doar la nivel basic, de asta trebuie să mă mai interesez. Mm-hmm. Ok. Păi site-ul chiar arată ok, nu aș avea ceva să... Mă bucur să plăce. Sau deranjează. Oricum o să iau lista asta cu toate site-urile care sunt aici și o să le analizez mai în detaliu, poate vin cu niște sugestii mai constructive. Ok. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și noi. Încă o să mai luăm unul sau două. Okay. Mă puțin să încerc să închid microfonul Alexandrei. Depinde de ce să ajung la tine și nu ajung. Ok. Deci, Fundația Enescu, Cristian Mâncaș. Mă puțin să găsim o listă. Cristian, ne auzi? Da, vă aud. Ok. Salut. Da. Salut. Cristian, ai legătura. Da, când vorbesc eu se închide totul și de asta nu-mi dădeam seama de dacă mă auziți. Mă auziți, da? Da, te auziți perfect. Deci Fundația Enescu, după cum îi poartă numele, are ca scop promovarea culturii de la nivel mai înalt puțin, gen Festival George Enescu, brandul George Enescu care trebuie promovat foarte bine în afară, după părerea mea. Noi avem evenimente la un nivel destul de mare, să zic așa. În 2013 am fost partener cu Festivalul Enescu și cu premieră mondială, în parteneria cu YouTube, am transmis concertele din Festivalul Enescu pe YouTube într-un format HD și cu sunet 5+1. Deci asta a fost premiera. Da. Și au fost peste 500.000 de vizualizări simultane. Wow. Da, știu de proiect. Știu că văzusem și eu. Foarte tare. Felicitări. Mulțumim. Numai că acum suntem cumva cu proiectul... Deci asta a fost pilotul cu Festivalul Enescu și a avut un succes imens. Okay. Iar pentru continuarea lui ne dorim să avem parteneri care să financeze în parte acest proiect, pentru că el implică niște costuri. Noi transmitem gratis, nu transmitem contra cost. Și atunci, normal, că acele cheltuieli de card, de televiziune, de drepturi conexe, trebuie să plătite dinainte. Da, dar partenerii respectiv, nu știu, aș căuta sponsor mai mult. Și sponsor, sigur, sponsor, da. Ei pot beneficia de reclamă, în schimb, pe acel card. Da, exact. Ok, deci obiectivul vostru al site-ului ar fi să atrageți... Acesta este unul dintre proiecte live concerts. Al doilea proiect mare este First Class Music, care se vrea a fi un festival Enescu permanent.
practic să includem Bucureștiul și nu numai în circuitul internațional de valori, care în momentul acesta se cam oprește la Budapesta. Da, da, așa e. Ok. Și aici văd o descriere a proiectului First Class Music. Da, e o descriere mai, nu foarte amplă, doar așa, punctată. Mm-hmm. Și utilizatorii care citesc, aici este o imagine cu toate astea, nu? Da, da, sunt imagini, practic e un slide făcut și pus imaginile. Ar trebui să folosiți text pe cât de mult posibil, pentru că vă ajută în indexarea pe Google. Voi aveți aici un conținut, conținut unic. Și, de exemplu, dacă mâine o să vă preia o publicație de știri, o parte din conținutul ăsta de aici, o să apară pe Google înaintea voastră. Pentru că Google nu știe să citească imagini. Aha, am înțeles. Deci aici, pe cât de mult posibil, peste tot să folosiți text. Text, a, deci e mai bine depus textul, da, da, pur și simplu. Mult mai bine, da, mult mai bine. Mult a, asta bine. Nu e greu de făcut, sigur. Uh-huh. Pentru că Google nu știe să citească imagine. Am înțeles. Mie mi s-au părut frumos făcute, astea mai... Sunt foarte frumos, dar le pot să arate identic, dar cu text. Dar trebuie să aveți un programator, o persoană care știe cât de cât programare și spuneți, uite, vreau să arate pagina la fel, dar vreau să fie în loc de imagine să fie text. Și el o să vă facă foarte simplu, să arate identic, adică nu o să vă dați seama că este... Am înțeles. Așa. După care, nu știu, deci obiectivul acestei pagini este doar de informare, pură informare. Da, de informare asupra acestui proiect. Deci sunt pagini specializate, specializate pentru fiecare proiect în parte am făcut. Ok, și după aia să spună, nu știu, nu vreți să facă nimic, vizitatorii care au citit să spunem că am citit și îmi place foarte mult proiectul ăsta. Există pagina de contact, ne pot contacta. Pagina de aici. Da. Sau să pun și în josul paginii pentru contact? Da, puteți să puneți chiar la sfârșit, că știți de ce? Știți de ce? Pentru că cineva care citește tot conținutul ăsta și ajunge la josul paginii, deja este o persoană care a interesat-o mult proiectul respectiv. Am înțeles. Și practic o să ajungeți fix la publicul care vă interesează. Nu știu, ceva de genul, simți că poți ajuta acest proiect, contactează-ne, sau vrei să susții acest proiect, contactează-ne, sau orice fel de întrebări, contactează-ne. Și cred că mai degrabă cu orice fel de întrebări contactează-ne decât cu ajutatul, pentru că... Da, e mai... Exact. Nu prea se pretează la noi. Exact, da, da, da. Tagurile astea fac foarte bine pe partea de SEO, dar nu le-aș pune în partea de sus. Aha. Deci le-aș pune cât mai în josul paginii, pentru că ele vizual nu ajută. Deci ele vizual nu știu, adică nu cred, nu știu dacă ajută. Puteți să vedeți în Google Analytics, că nu aveți instalat, nu? Da, este instalat. Să vă uitați un pic pe paginile astea care sunt accesate, dacă oamenii stau și așa mai departe. Dacă sunt accesate link-urile astea, atunci lăsați-le. Dacă se accesează, adică... De obicei la noi se caută artiști și de asta vedeți unele mai mari acolo. Că da, da, sunt cele mai accesate, presupun. Da. Okay. Că noi avem și un blog inclus în acest site unde sunt tot felul de articole, din concerte, cronici. Ok, de exemplu aici pe blog, văd că cel mai folosit este Facebook-ul. Asta are 14 like-uri, asta are 116. Dacă știm că acesta este cel mai folosit, hai să-l punem pe ăsta pe primul loc. Twitter-ul după aia. Eu personal LinkedIn-ul nu știu cât de mult l-aș ține. Dar văd că mai este un share pe aici, pe acolo. Nu știu cât de mult îl folosesc. Dar aș renunța. Dacă mă întrebați pe mine, n-aș folosi LinkedIn-ul. De ce? Pentru că îl face mai încărcat. Aha, ok. Deci încarcă pagina. Și tweet-ul la fel. Văd că nu sunt tweet-uri deloc. S-ar putea publicul vostru țintă.
Să fie pe Facebook. Da, exact, să nu fie pe Twitter deloc. Adică, interesant e că mai degrabă văd pe LinkedIn share-ul decât pe Twitter. Da. Deci, dacă nu este folosit, renunțați la el. Deci Facebook-ul chiar văd că este folosit. Are 50 de like-uri, 100. Ăsta mai degrabă, deci în loc de toate aceste trei butoane, puneți unul singur cu Facebook. E mult mai ok. Da. Încetat aici. Și ce lipsește de aici? Continuarea. Atâta este știrea? Nu, dați click pe ea și intrați. Pe ea. Ok, puteți să băgați aici. Citește tot un link. Pentru că cineva care ajunge aici se spune că începe să citească, pac-pac și ajunge aici. Și când ajunge aici... Nu, asta este doar, sunt doar... Da, e început. Flash-uri. Niște flash-uri. Da. Aici puteți să puneți un link de genul citește tot. Citește tot articolul sau citește tot. Da, citește tot articolul. Aici în loc de admin ar trebui să scrie numele persoanei care a scris. Mie persoana mi se pare foarte important să văd numele autorului. Că un blog practic conectează un autor cu audiența respectivă și când îi spui admin sună... Da, am înțeles. Așa, poate în mână. Se donează la publicul prin PayPal? Au fost câteva cazuri, dar puține. Cristian, o să te întrerup puțin. Cristian, mă auzi? Sigur. Să te întrerup puțin. O să te rog dacă se poate să ne îndreptăm, mă rog, către final, pentru că sunt unii colegi care ne întreabă, cred că au rămas la birou și urmăresc training-ul și ne întreabă dacă mai durează mult. Eu îți propun o propunere. Dacă cei care vor să ne uităm pe site-urile lor, să te uiți tu, ne-ar putea trimite pe mail site-urile și cu o scurtă descriere, astfel încât. Ok, ce mai bine așa, da. Te poți uita după aia. Ok. Ok. Deci, da, trimiteți-mi Mădălinei site-urile și cu o scurtă descriere, puneți-vă acolo obiectivul site-ului, care este obiectivul principal și o să încerc cât de mult posibil să revin la fiecare cu un feedback, măcar de rândul de bază. Bun, dacă aveți voi întrebări, că din punctul meu de vedere cam asta vreau să discutăm în seara asta, vreau să vă faceți o idee mai de ansamblu despre Google AdWords și despre Google în general, ce unelte vă oferă Google. Iar mâine să discutăm un pic mai detaliat despre o campanie Google AdWords. Deci dacă aveți voi întrebări, uite să luăm... Trei întrebări, ok, Madalina? Da, putem să luăm, doar că... Da, cum să nu? Dacă okay, hai să luăm primele trei întrebări și... Cineva ne-a întrebat unde ne poate scrie. Ne puteți scrie fie pe contact, contact@arontexu.ro sau pe adresa mea, madalina.oprisan@arontexu.ro. O să trimit acum. O să fiu și adresa mea aici. Ok. Ok. Da, se pare că nu sunt întrebări acum. Vă arăt că nu sunt întrebări. Ok. Ok, atunci. Bine. Păi atunci vă mulțumesc pentru timpul acordat. Sper că v-a fost util ce v-am zis. Oricum o să primiți și prezentarea prin e-mail. Aveți și înregistrarea să mai trece de data prin ea. Ca și sumar, luați... de la capăt, ce am zis eu, pornind de la profil, deci analizați profilul pe care îl urmăriți, profilul publicului țintă. Site-ul este foarte, foarte important. Deci site-ul, gândiți-vă că site-ul este locul unde persoanele, unde publicul vostru țintă ia anumite decizii. Deci totul se întâmplă la voi pe site. Site-ul trebuie să fie cât mai curat, cât mai elegant, să transmită informația pe care vreți să audă publicul vostru țintă și așa mai departe. Uitați-vă un pic și pe concurență. Dacă aveți concurență, atunci când licitați pe anumiți termeni în Google, s-ar putea concurența voastră să fie și, nu știu, anumite companii. Vedeți cum vă oferiți acele companii.
Și la nivel de Google AdWords o să discutăm mult mai multe mâine. Ok. Păi eu îți mulțumesc tare mult, Cristian, și vă mulțumesc tuturor că ați rămas online până la această oră. Sunt 55 de oameni care încă sunt online cu noi. Mulțumim. Și eu mă bucur mult să văd că a fost un subiect de interes pentru multe persoane. Păi atunci mulțumim și ne vedem online mâine la aceeași oră, la ora 6 seara. Perfect. Bine, mulțumesc. La revedere. Seara bună.